Fiecare clasă de elevi a intrat pe rând în caravană, unde copiilor li s-au explicat detalii legate de importanța colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și despre reciclarea acestora. Iar la final, cei mici au vizionat și un film educativ în acest sens, scrie bihon.ro. Una dintre intențiile proiectului a fost stimularea educativă a elevilor spre a crea cu mâinile lor anumite obiecte din elemente reciclabile. În ce privește colectarea selectivă a deșeurilor, profesorii care derulează proiecte în acest sens în cadrul școlii susțin că în 2 ani și jumătate au trimis la punctele de colectare a hârtiei circa 10 tone de material reciclabil.